Produse cosmetice, chiar și acestea au termen de valabilitate, numai că spre deosebire de celelalte produse, aceste produse cosmetice au un alt fel de termen de valabilitate. Din momentul în care deschidem cutia, deschidem flaconul, deschidem parfumul. Și pentru acest lucru ar trebui să fim foarte atenți în momentul în care discutăm și vrem să cumpărăm astfel de produse, să ne uităm la acest termen de valabilitate care nu apare ca și dată, ci apare ca o cutie cu capacul deschis pe care scrie 3M, 6M, 12M, adică 3 luni, 6 luni, 12 luni pentru fiindcă ele sunt puse în limba engleză. Din această perspectivă nu cumpărăm produse cosmetice care nu sunt sigilate. Nu cumpărăm produse cosmetice care până la urmă acea folie de protecție pentru a nu intra aer în zona produsului respectiv nu există. Fiindcă în momentul respectiv nu știm de la ce dată a început până la urmă termenul de valabilitate a acelui produs. Iar când discutăm de anumite produse, fiindcă auzim de acel concept de dublu standard de multe ori sau ceva, că un parfum cumpărat din străinătate miroase mai bine și mai mult decât un parfum poate lua din România, putem să ne uităm și la data fabricației, fiindcă s-ar putea ca anumite produse să aibă o dată de fabricație chiar cu un an, cu doi, cu trei, cu șapte ani în urmă, dar termenul de valabilitate pornește de la data în care a fost desigilat acel parfum. Iar când discutăm despre creme, creme care ar fi de întreținere, pentru tot felul de lucruri, să fim foarte atenți la acest lucru, fiindcă în momentul în care este un astfel de produs cosmetic desigilat și începem să-l utilizăm, degeaba îl utilizăm în termenul respectiv și să nu ne facă, nu știu, tot felul de boli, exeme sau mai știu eu ce minuni, să ne uităm și la modul de depozitare. Fiindcă degeaba avem un produs în termen de valabilitate, l-am ținut, nu știu, pe pervaz și a bătut soarele pe el vreo 3 luni de zile sau îl ținem lângă sobă iarna și acolo se încălzește și astfel procesele chimice din acel produs ar putea să ne facă chiar rău. Iar dacă discutăm despre produsele cosmetice, mai ales în ultima perioadă care au apărut destul de multe și pe zona aceasta de îngrijire a copiilor, să fim foarte atenți cu ele din perspectiva a ceea ce conțin, să citim eticheta, iar dacă avem orice suspiciune, descărcăm aplicația gratuită Infocons. Pe prima pagină este o bară jos unde avem ghiduri și tot ceea ce înseamnă dicționar de terminologie pentru toate substanțele care nu le înțelegem. Și așa că scriem acolo Aci citric, glutamat, de ce o fie el pe acolo și ni se explică e bun, nu e bun, în ce cantități, cum ar trebui să fim atenți la astfel de lucruri. Să nu uităm că un produs cosmetic înseamnă și un șampon, un produs cosmetic înseamnă până la urmă și o cremă de față, un produs cosmetic înseamnă chiar și acel ruj, dar nu e ruj, care se mai dă pe buze chiar și pentru copii. Ar trebui să fim mai atenți fiindcă toate acestea intră în compoziția tot ceea ce înseamnă ceea ce mâncăm, iar când discutăm de rujuri, le și mâncăm, așa că ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili. Descărcăm aplicația gratuită Infocons să avem unde să facem o reclamație dacă ni se pare ceva suspect. Avem dicționarul de terminologie, cerem bonul fiscal, ne uităm la ingrediente, dar neapărat termenul de valabilitate corobora cu modul de depozitare, pentru a avea până la urmă produse cosmetice care să ne facă mai frumoși, mai deștepți și să mirosim mai bine.